Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici cu un nou clip de Retro Gaming, episodul 2. Astăzi jucăm un clasic și anume Heroes and Might and Magic. Este versiune HD, apărut în 2014, dar jocul este destul de vechi, din 94 cred că. O să jucăm single scenario. Dăm show available scenarios și alegem acesta, free for all. 8 player, dificultatea, o lăsăm așa. Show advance. Ia să vedem. Starting town. Human. Tot sunt oameni. Hai că noi jucăm cu asta care e undead. Dăm begin. Dacă nu ați jucat Heroes and Might and Magic, pentru iubitorii de strategie, acesta este un turn-based strategy. Deci este un pic mai diferit, cu un slow pace. Acesta este eroul nostru. Să dăm click pe el. Ia să vedem. Pack of Harpies. Prima dată să mergem cu eroul aici. Să luăm atimile astea. Sunt Power Axe. Putem ajunge aici. Ok, dăm pe Necropolis și aici sunt unitățile și clădirile care construiesc unitățile respective. Hall of Darkness, ne dă Black Knights. Vrem să ajungem să avem dragoni, care sunt cei mai puternici, deci Dragon Ball. Acum dăm click pe aici, putem recruta. Dacă dăm aici așa, recrutăm, avem și plătim 700 și ceva. Dar momentan nu ne interesează asta. Și aici, pe clădirea asta, ne arată ce putem construi. Ca să ajungem să facem Dragon Vault, ne trebuie request. Mage Guild level 1, Estate, Mausoleum și Hall of Darkness. Așa că o să facem Mage Guild-ul, construim. Ok, și hai să recrutăm și pe ăștia dacă tot... și pe ăștia. Și Walking Dead is, ok. Și ne terminăm tura. De aici vă terminați tura. O nouă zi. Este un loc de, un joc destul de... Acum o să ne dă două pe zi. Și să alegem noi. De obicei eu aleg experiența, fiindcă așa face și eroul tău level. Deci ce alegem? Increase hero earn experience by 10. Hai că alegem asta. Ok. Aici puteți vedea itemele pe care eroul le are. Și... ok, dăm din nou pe Necropolis. Și data aceasta... o să facem acesta. Luăm pe ăștia 3. 9 ne trebuie unități și terminăm tura. Alegem experiența. Cât sunt aici Leash of Zombies. Asta e problema. Hai să vedem. Eu zic să... Trebuie să vedem un pic. 1. Heroes Hired. Putem lua un erou dacă vrem.
asta. Vampirii sunt chiar foarte buni, fiindcă își pot regenera viața. Și ne întoarcem cu eroul. Numai o secundă. A, trebuie să termin tura. Să mai construim noi ceva. Deci ne mai trebuie... momentan nu avem resurse, nu avem sulf. Hai să mai luăm... mai luăm ceva unități. Aici 0. 0. Acesta și... și Disciples, dacă... dacă dați aici, le puteți muta. O să mutăm... așa. Îl mutăm pe asta. Toți 4. Asta. Nu cred că o să mă atace nimeni. Acesta aici. Da, sigur, nu mai am... oare să mergem? Hai că mergem la, la tura următoare. Ia să vedem. Putem construi sau nu? Unități nu. Nici de ăștia. Aici putem învăța spell-uri, dar momentan curse, momentan nu ne interesează asta, la greșeală. Hai să ne luptăm. Au zis destul de puternici harpiile, deci o să vedem dacă o să câștigăm. Și se mișcă și mult pe hartă. Îl aducem... ăsta-i vampirul. Îl aducem aici. Spell. Tu vino aici. Nu pot ataca. Tu aici. Și tu aici. Asta pleacă și înapoi. Dacă trebuie să le atacăm și noi. Ok. Tu aici.
nu pot să... A, o să pierd niște schelete cel mai probabil, dar... Ok. Am pierdut 10. Not bad. Ok, mergem aici. Ui, eu mai am unde asta. E mai lame. Să fac marketplace-ul. Și... Să văd ce nu prea am. Aici vă puteți schimba resursele. Sulf nu am. Dăm pe marketplace. Și încercăm să... Dăm lemn, fiindcă avem foarte mult, pe sulf. Și mai dăm de astea pe sulf. Ok. Și vedem acum... 5, 5, 5, în fine, mai așteptăm. Erou că se poate mișca. Terminăm tura. Am jucat Heroes 4 câțiva ani, mi se pare foarte bun. Eu cu Heroes 4 am început. Expert Learning, Advanced Necromancy. Dar acesta este considerat cel mai bun Heroes dintre toate, fiindcă... grafic, na, e clar, e vechi. A apărut Heroes 6 acum 10 ani, cred că, sau 11 ani. Tot nu avem... scuze, tot dau aiurea. Stați un pic să vedem. Hai că ne terminăm tura. De fapt, de să construim și aici ceva. Ok, și dăm Enter. O nouă tură, o nouă zi. Good luck. Bă, că atâta se poate mișca pe hartă. Ok, dăm aici. Facem... asta. Can't afford to build. Dăm pe asta Skeleton Transformer. Și ne terminăm tura. Una pe zi. Numbers of towns, numbers of heroes. Și am două castele, nu trebuie că am două.
13. Au prușii ăștia. Putem la... să dăm 4 vampiri. Nu cred că o să mă atace nimeni. Ia să vedem cât sulf putem schimba. 1 pe 7. 3. Și acum avem 4. Și... să mai schimbăm din astea. Tot pe sulf. Ok. 3. Acum ne trebuie... că dăm asta pe... e prea mult. Mai degrabă mai așteptăm. Ne terminăm tura. Avem experiența. Așa, cred că e destul de puternici. Oh, le putem recruta și pe ăștia. Why not? 13-2. Oare dacă dau ăsta pe ăsta? Și... pe ăsta? Experience, advanced necromancy. I get them in turn. Oh, s-a văzut ceva acolo. Hai că mai jucăm un pic și încheiem episodul de retro gaming. Hai că atacăm asta, deși nu știu cât de puternică este, că sunt foarte puternici. O mutăm pe asta aici. Ataca de la distanță ăștia? Da, nu-i bine. Față. Și știi, se mișcă și foarte încetul pe harta, asta e problema. Vedem dacă îi batem sau dacă nu. De ce am făcut asta? Că asta oricum atacă de la distanță. Foarte rău. Ia să atacăm cu asta pe asta. Este
e problema la ăștia, că sunt la distanță și... mergem până aici. Deci versiunea asta are un HD upgradat la unități și la cum arată. Și full screen. Versiunea originală era 640x300 și ceva de rezoluție. Deci am pierdut 32.9. Să zicem. Hai că legem chestia asta. Ok. Putem întoarce? Hai să vedem dacă putem construi Hall of Darkness. Trebuie 10 și 10. Zece copaci și 10. Hai că terminăm tura și data viitoare. Venim acasă să ne mai luăm unități. Dăm pe asta. Cred că luăm până la urmă. Deci ne trebuie 10 și 10. Să dăm... Hai că luăm cu bani. Că 10. Ia să vedem dacă avem un copac. Not a good deal, but still. Și 10 am zis. Vindem astea pe astea. Ok. Nu mai avem gold acum. Luăm unitățile care sunt hai să mutăm pe asta. Și pe asta aici, pe asta aici, pe asta aici. Adică avem, uite, și 4 de ăștia. Ok. Ne terminăm tura. Mai atacăm pe ăștia și gata după aia. Ziua 5-a. Ăștia sunt arcași, deci o să atace de la distanță. Obviously. De ce am făcut asta? Bă, mereu știu că ăsta e range, dar nu e nimica. Sper să nu facă damage mult. Da, nu fac, fac foarte mult. Hai că-l atacăm pe asta.
magic arrow. Să facă cât mai puțin damage. Probabil o să-mi pierdă toți scheleți. Uite că nu i-am pierdut chiar pe toți, dar am pierdut foarte mulți oricum. Oricum sunt slabe ca unități, deci... acceptabil. N-am ce schimba. Intrăm și pe ăștia. Până... până aici. Am jucat de foarte mult timp Heroes 3. Dar... attack skill 5, defense. Trebuie să ducem asta aici. Asta nici n-am apucat, așa de el n-aș pas scheleții ăștia. Și zombi se mișcă foarte greu pe hartă. Să văd ceva, dacă pot, tot n-am destui bani. Să văd dacă vând 3 pe gold. What the hell is this bullshit? Terminăm tura și... prima dată să văd ceva, câți bani am? 5.000, hai că aici alegem, cred că... alegem banii. Dăm pe asta. Și ne facem Hall of Darkness. Și acum putem avea... de ăștia, dar n-avem bani. Și aici închei clipul de Heroes and Might and Magic 3. Acest este un turn base. Sper că ați văzut cum se joacă un pic. Nu sunt pro sau ceva, dar l-am jucat un pic. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, salut!